Deputatul ales pe listele blocului electoral acum, Sergei Cataranciuc, s-a stins din viață din cauza unei boli incurabile, anunțul a fost făcut de reprezentanții Parlamentului de la Chișinău printr-un comunicat de presă. Sergei Cataranciuc, doctor habilitat în științe matematice, s-a afirmat ca profesor universitar, autor al numeroase lucrări științifice, acesta a fost laureat al Premiului Național în domeniul științei și tehnicii, laureat al concursului Național Teza de Doctorat în Excelență și cel mai bun profesor al anului universitar. 2011-2012. Cataranciuca a ajuns deputat în luna iulie acestui an după ce Liliana Nicolaescu Onofrei a renunțat la mandatul de deputat în favoarea fotoliului de ministru al educației. Din cauza bolii însă, fostul vicepreședinte al platformei Da nu a apucat să se prezinte la nicio ședință a Parlamentului. La parlamentarele din februarie, el a fost candidatul blocului acum pe circumscripția numărul 13, Șoldănești și Rezina. Într-un final, circumscripția a fost câștigată de democrata Eleonora Graur iar el s-a clasat abia al patrulea. În ultimii trei ani, Sergiu Cataranciuc a fost șeful departamentului de matematică de la Universitatea de Stat din Moldova.